pentru a înțelege bunătatea lui Dumnezeu și în același timp seriozitatea mântuirii. Adică atunci când vorbim de seriozitate, vorbim despre faptul că mântuirea este un dar, dar darul trebuie neapărat să fie primit. Mântuirea este un premiu, dacă vreți, dar premiul chemării cerești ar trebui să producă în noi un fel de alergare. Adică chiar ar trebui să vrei premiul. Chiar ar trebui să vreau premiul. Că dacă nu-l vreau, cine mi-l va da? Dacă nu vreau, probabil că nu voi alerga după el. Probabil că nu voi depune niciun efort. Trăim o vreme în care mi se spune că mântuirea, ca dar al lui Dumnezeu, anulează jertfa. Știți? Anulează sacrificiul. Anulează implicarea umană. Asta este capcana unui mod ieftin de a înțelege harul. Adică, știi, dacă îți dă cineva pianul acesta în dar, ce rost mai are să te zbați să-l câștigi? Cele două lucruri se anulează unul pe celălalt. Ori îl primești ca dar și atunci nu te mai zbați, sau faci tot ce poți ca să-l câștigi și atunci nu mai este dar. Lucrul ăsta este foarte clar în mintea Apostolului Pavel și Apostolul Pavel vrea să-l facă clar și în mintea noastră. Cu toate astea, din punct de vedere al mântuirii, momentul deosebit de sensibil, dacă vreți, momentul de conflict care apare în viața de credință, nu este în legătură cu faptul că Dumnezeu ne dă darul nouă, că este darul Lui, ci în momentul în care Dumnezeu ne cere să-L primim și în momentul în care îți cere să-L primești, acest dar devine stăpân pe viața ta. E, și aici apare problema. Problema stăpânirii. Stăpânește darul viața ta? Haideți să mergem mai departe cu raționamentul. Dacă este dar, la un moment dat îl luăm și îl punem undeva în colțul casei noastre, pianul. Dar nu înseamnă că primit fiind, pianul va fi pus în cel mai important loc al casei mele. Și de aici, repet, începe problema. Unde voi așeza darul lui Dumnezeu? Îl voi așeza în primul plan al vieții mele, al existenței mele? Va deveni el o condiție care va răsturna viața mea? Sau îl voi pune undeva într-un plan secund? Îl pun în magazie și când va trebui îl scot de acolo și îl pun în altă parte. Dar deocamdată lasă-l în magazie. Dumnezeu ni-l dă și aici nu e o problemă. Problema începe unde așezi pianul. Sau cu alte cuvinte, unde așezi mântuirea lui Dumnezeu. Unde o pui? Deci, premiul chemării cerești va produce o revoluție în momentul în care va intra în viața ta. Cu alte cuvinte, premiul nu este un element static, ci când Dumnezeu va aduce mântuire în viața mea și în viața ta, în momentul acesta, mântuirea este un element activ care, plasat în prim planul existenței și al vieții mele, după aceea va lupta și va face curățenie în toate domeniile. Moment dureros, moment critic, moment de alegere. În momentul acesta, când mântuirea începe să facă curățenie, în momentul acesta, eu ca ființă umană pot să dau înapoi și pot să spun nu. Sau pot să merg înainte și să spun amin, Doamne Iisuse. Premiul, aparent, pare o noțiune foarte ușor de acceptat, de însușit. În realitate, premiul chemării cerești sau mântuirii lui Iisus Hristos este o mare provocare. Haideți să începem cu un caz. De fapt, Sfânta Scriptură ne introduce în istoria aceasta în Geneza, capitolul 25. De la
Versetul 19, Sfânta Scriptură se ocupă de spița neamului lui Isaac. Versetul 20 spune, Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata lui Betuiel, arameul din Padan Aram și sora lui Laban, arameul. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, căci era stearpă, și Domnul l-a ascultat. Rebeca a rămas însărcinată. Copiii se băteau în pântecele ei și ea a zis, dacă e așa, de ce am mai fost binecuvântată de Dumnezeu? De ce mai sunt însărcinată? Și îngrijorată s-a dus să întrebe pe Domnul. Foarte frumos momentul acesta. Sunt două momente deosebit de sensibile, frapante prin importanța lor. Momentul numărul 1 este momentul în care Isaac se roagă pentru Rebeca. Nu mă îndoiesc, nu știu de ce, nu mă îndoiesc de faptul că Rebeca s-a rugat și ea pentru sine. Cred că lucrul ăsta s-a întâmplat. Dar faptul că Isaac se roagă pentru Rebeca respectă nu regula patriarhatului că bărbatul este mai puternic, mai autoritar față de soția sa. Nu e vorba de asta. Ci respectă rolurile pe care Dumnezeu le-a pus în familie, în viața noastră, atunci când Dumnezeu i-a spus lui Adam că dorințele soției sale se vor ține după el sau vor fi condiționate de el. Sau mai târziu în Sfânta Scriptură, atunci când Dumnezeu spune despre bărbat că el trebuie să-și iubească soția cum a iubit Iisus Hristos biserica, dându-și viața pentru ea. Între aceste două texte, iată-l pe Isaac. Iată-l pe Isaac ce se face una cu dorința soției sale. Și împreună, cei doi, dorința soției, împreună cu soțul care face ca să fie una cu dorința soției, ei doi se roagă lui Dumnezeu pentru copiii lor. Foarte frumos. O lecție deosebită care ține de căsătorie, care ține de momentul în care probabil tânărul și tânăra proaspăt căsătoriți se gândesc la copiii lor, la neamul lor cu care ei vor să se întâlnească în ceruri. Adică, Doamne, ni dai acum, dă-ni pentru veșnicie. Și atunci cei doi se roagă și soțul se roagă pentru soția lui. Nu numai soția are grijă copiilor, cum în general bărbații tind să gândească, las copiii pe seama soției și cu asta să se descurce ea. Nu. Isaac se roagă pentru soția lui. M-aș bucura să văd că lucrul acesta se întâmplă din nou și din nou în familiile tinere creștine, cât și în cele în vârstă. Adică soții, tații, să îngenunche singuri și să se roage să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru soția lui. Facem suficiente glume în legătură cu relația soț-soție și spunem, soția e cicălitoare, soția e greu de suportat, soțul este autoritar și așa mai departe. Prea puțin facem trimitere la momentul în care astăzi m-am rugat pentru soția mea. Prea puțin. Este una dintre lecțiile cu care începe raportul acesta de familie al lui Isaac. Apoi, partea cea de-a doua, care este tot atât de sensibilă, este momentul în care Rebeca, însărcinată fiind, ea trece prin o serie întreagă de experiențe, de sentimente, de senzații care sunt
experimentate doar de ea. Copiii sunt în pântecele ei, ea simte lupta, simte că cei doi n-au loc. Este ca și cum s-ar zbate pentru un spațiu vital. Ea simte tensiunea între cei doi, simte că sunt temperamente și firi extrem de dure care se luptă pentru întâietate. Și cu aceste temeri în mintea ei, temeri care probabil n-au putut să fie împărtășite lui Isaac, adică Isaac nu le-a înțeles foarte bine. Isaac a zis, asta este realitatea momentului în care ești însărcinată, du-o mai departe, descurcă-te. Și ea aleargă înaintea lui Dumnezeu și pune înaintea lui Dumnezeu această situație și întreabă, Doamne, ce-i de făcut? De ce această zbatere în mine? Și Domnul îi spune, știi, am pus în tine sămânța a două popoare care vor apare pe pământul acesta și care vor fi binecuvântate de mine, amândouă, numai că unul va primi binecuvântarea mântuirii, iar celălalt va primi binecuvântarea înmulțirii. Două feluri de rugăciuni. Rugăciunea tatălui, rugăciunea mamei. În momentul acesta vreau să merg puțin pe ceea ce se întâmplă aici. Domnul îi spune în versetul 23, unul din noradele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mare va sluji celui mai mic. Este o taină, este un secret. Este o perspectivă în legătură cu viitorul. Rebeca se duce și spune lui Isaac. Isaac aude ce spune Rebeca, dar mi se pare că niciodată Isaac nu a chiar crezut lucrurile astea. Puțin mai altfel gândește Isaac. Așteaptă momentul în care cei doi se nasc, îi privește pe amândoi și tatăl îi privește pe amândoi crescând. Pe amândoi crescând. Cartea Patriarhi și Profeți comentează momentul acesta astfel. Esau a crescut iubind satisfacerea euului, concentrându-și tot interesul în prezent. O fire de aventurier, impulsiv, în fața restricțiilor. Cu alte cuvinte, ori de câte ori apărea o restricție, o limitare în viața lui, reflexul său automat era un impuls de a depăși această restricție, de a o sparge, de a trece dincolo de ea. Lucru fascinant pentru tinerețe, lucru fascinant chiar și pentru tatăl care privea această putere, această forță care se afla în fiul său. Numai că atunci când faci din impulsul acesta de a depăși orice restricție regulă a vieții tale, atunci te vei trezi la un moment dat față în față cu legea lui Dumnezeu și vei avea aceeași reacție. Adică Dumnezeu ne educă prin limitare. Dumnezeu ne educă prin restricție la păcat. Și în momentul în care nu-ți dai seama că există și restricții la care trebuie să te supui, să fii de acord, în momentul acela vei lupta împotriva oricărei restricții și fără să vrei te vei trezi luptând împotriva lui Dumnezeu. Ideea este fără de lege. Ora asta a fost capcana sau pericolul
din viața lui Esau. Firea lui, temperamentul lui, ideea lui de a fi aventuros, îl va pune deseori față în față cu legea lui Dumnezeu, pe care cu curaj o va călca. Satan a știut tendința aceasta și a exploatat-o din plin. Marele aventuros, marele aventurier Esau, va fi un nefericit în viața lui. Va avea eșecuri în căsătorie, o soție, două, trei. Va avea eșecuri în ceea ce privește relația cu Dumnezeu. Va pierde dreptul de întâi născut, va pierde binecuvântarea, va pierde acele lucruri extrem de sensibile pe care tendința sa de a fi impulsiv în fața restricțiilor le-a aruncat în aer. Adică această tendință va distruge chiar elementele sensibile care dau frumusețe vieții. Va afecta căsătoria, va afecta relația cu Dumnezeu. Continuând, citesc. Se complăcea în libertatea sălbatică a vânătorii și vânătorii și de timpuriu a ales viața de vânător. Și cu toate că se vedea acest val năvalnic ce nu putea să fie controlat aproape de nimeni, nici de Dumnezeu, nici de tată, nici de mamă, nici de familie, cu toate acestea, Esau era slăbiciunea tatălui. Păstorul liniștit și iubitor de pace a fost atras de către vigurosul și îndrăznețul lui fiu mai mare, care fără teamă străbătea munții și pustiul, întorcându-se acasă cu vânatul pentru tatăl său, cu povestiri uimitoare din viața sa aventuroasă. Era ca și cum liniștitul Isaac, atunci când venea fiul său acasă, îi povestea un film, îl punea în fața unui film. Niciodată Isaac nu trecuse prin asemenea aventuri. L-a câștigat fiul cel mare. Iacov, grijuliu, inteligent, prevăzător, gândindu-se totdeauna mai mult la viitor decât la prezent, a fost mulțumit să stea acasă, ocupându-se cu îngrijirea turmelor și așa mai departe. Este o mare capcană pentru tineri astăzi. Se numește Nike. Capcana Nike. Nike spune just do it. Fă-o! Intră în spiritul de aventură. Nu te îngriji în legătură cu consecințe. Le vei scoate tu la cap. Vei trece prin toate problemele, prin toate încercările. Lumea este a ta. Aceștia sunt tinerii de cărora lumea aceasta și Satan le promite succesul. În realitate, făcând lucrul acesta, ei cad în cea mai mare capcană, și anume, atunci când Satan și lumea le promite totul, în realitate, ei vor experimenta totul și experimentând totul vor deveni cel mai repede victimele unei vieți în care păcatul domnește. Spuneam și altă dată, față de păcat nu trebuie să ai curaj. Față de păcat trebuie să fii prevăzător. Păcatul este o boală contagioasă. Păcatul nu este doar un experiment din care înveți ceva. Nu. Dacă păcatul ar fi asemănător focului, probabil că cei mai mulți copii, cei mai mulți tineri ar deveni înțelepți în relația cu el. Adică te arzi odată și pe urmă nu mai pui mâna pe foc. Am învățat toți lecția aceasta. Când ai fost mic, ai văzut culorile focului, te-a atras. Întotdeauna jarul este fascinant
în schimbarea aceea de culori, vrei să pui mâna pe el, vrei să-l mănânci, copilul nu va renunța la această tentație până în momentul în care va pune mâna. Și după ce a pus mâna, a înțeles ce este focul. Nu va mai pune niciodată mâna pe foc. Ba dimpotrivă, toată viața sa va fi definită de cuvântul de foc, cuvântul foc. Și când va ajunge la cuvântul foc, el știe că este interzis. A experimentat-o, știe. Dacă așa s-ar întâmpla cu păcatul, ar fi foarte simplu. Ne-am arde odată și pe urmă am ști să nu mai punem mâna. Dragii mei, Satan cam așa ne păcălește, spunând că așa vom face cu experiența sau prin experiența noastră, vom afla ce este răul și apoi ne vom lecui și vom alege binele în schimb. Ce fascinație, ce promisiune! De la început Satan a spus, veți cunoaște binele și răul, veți alege binele și veți progresa din bine în bine și veți ajunge să fiți ca Dumnezeu. În realitate, el a ascuns natura păcatului. El nu ne-a spus că păcatul e ca lepra, nu e ca focul. Diferența dintre foc și lepră este simplă. De foc te atingi și poți să scapi de foc. Dar de lepră nu poți să te atingi și apoi să mai scapi. După ce te-ai atins, devii lepros. Pentru că lepra se ia. Cel puțin anumite cazuri de lepră. Cele la care face referire Scriptura. Cele la care Scriptura vorbește sau le așează în categoria necurățiilor de care trebuie să te ferești. Iar păcatul este ca această lepră care se ia. Nu poți să zici, aș vrea să văd cum este lepros și pe urmă, dacă nu-mi place, mă răzgândesc. Nu poți să zici asta. Dacă te-ai atins de lepră, după aceea devii lepros. Și oricât ai dori să răstorni lucrurile, nu se mai poate. Din cauza asta, vis-a-vis de păcat, este absolut necesară prevederea, grija, teama, simțul atenției este exact ceea ce cuvântul lui Dumnezeu creionează în dreptul lui Iacov. Repet. Deci, zice aici așa. Iacov era grijuliu, inteligent, prevăzător, gândindu-se totdeauna mai mult la viitor decât la prezent, mulțumit să stea acasă, ocupându-se cu îngrijirea turmelor, cultivarea pământului, perseverența sa răbdătoare, cumpătarea, prevederea, erau apreciate de către mama lui. Sentimentele sale erau profunde, puternice. Continua sa atenție adăugau cu mult mai mult la fericirea ei decât o făceau, fiți atenți, rarele și zgomotoasele dovezi de iubire ale lui Esau. Da. Nu numai două caractere, dar două mentalități. O mentalitate care dorea să încerce totul, inclusiv păcatul, și care imediat a devenit captiva păcatului, o mentalitate, acesta era Esau, cealaltă mentalitate prevăzătoare, atentă, grijulie, care și ea s-a confruntat cu păcatul, dar s-a scuturat de păcat ca de cel mai înjositor dușman posibil. Și deși în viața lui Iacob apar căderi, apar slăbiciuni, apar situații rușinoase, cu toate acestea, Iacov nu s-a lăsat niciodată prins definitiv de către păcat, ci a eliminat păcatul, l-a mărturisit, a fugit de el, l-a pus în seama celui ce poate să ierte, la Betel, la Iaboc și așa mai departe. Și până la urmă viața sa reușește să se smulgă din hățișul acesta pe care păcatul l-a creat în jurul său.
Atunci vreau să vă întreb. De ce Esau este iubit de tatăl său și Iacob nu este apreciat de către Isaac? Din ce cauză? Relația între Isaac și Iacob e slăbiciune sau este dragoste? Și Cartea Patriarhi și Profeți, interesant, folosește cuvântul Esau era slăbiciunea tatălui său. Cu alte cuvinte, Esau nu era puterea tatălui său. Nu era forța tatălui său. Era acel copil care îl punea pe Isaac într-o situație de om slab. Era slăbiciunea tatălui său. Ori de câte ori în viața noastră există ceva care ne face să nu urmăm calea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, valorile lui Dumnezeu, acel ceva aduce, atrage slăbiciune în viața noastră. Haideți să ne ferim de așa ceva. După ce am studiat puțin cele două caractere, aș vrea să vedeți puțin cum era religia în viața acestor doi copii. Făgăduințele făcute lui Abraham și lui Isaac au fost păstrate de către Isaac și Rebeca, ele fiind marele țel al dorințelor și speranțelor familiei întregi. Deci erau prezentate ca fiind idealuri de existență, idealuri de familie. Deci Isaac, Rebeca, Esau, Iacov, toți aveau aceste idealuri în mintea lor. Esau și Iacov erau familiarizați cu aceste făgăduințe. Ei au fost învățați să privească dreptul de întâi născut ca o problemă de mare importanță, căci cuprindea nu numai o moștenire a unor bunuri pământești, ci și o superioritate spirituală. Dreptul de întâi născut, o mare importanță. Cel care îl primea avea să fie preot al familiei sale. Din urmașii săi avea să se ridice răscumpărătorul lumii. Pe de altă parte însă, dreptul de întâi născut avea restricții și în asta consta problematica lui, în asta consta practic acel ceva care l-a făcut pe Esau să privească semnul de întâi născut destul de important, dar nu neapărat ca un privilegiu, ci ca o datorie importantă de care ulterior va scăpa. Auziți? Cel ce avea să moștenească binecuvântările trebuia să-și consacre întreaga viață în slujba lui Dumnezeu. Asemenea lui Abraham, el trebuia să fie ascultător în cerințele divine, în căsătorie, în relațiile de familie, în viața publică, el trebuia să ceară permanent sfat de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, rugăciunea ar fi trebuit să fie elementul caracteristic al vieții acestui om. Dreptul de întâi născut se caracteriza printr-o viață de rugăciune. El trebuia să ceară sfat. Nu te rugai, nu puteai să ai dreptul de întâi născut. Sau cel puțin nu beneficiai de sfaturile lui Dumnezeu care erau de fapt condiția numărul unu al dreptului de întâi născut. Bun. Și iată-i pe cei doi față în față cu dreptul de întâi născut. Ca în fiecare casă de creștin, dreptul de a avea o relație specială cu Dumnezeu. Întrebare pe care vreau să o lansez acum. Esau era pe drept posesor al dreptului de întâi născut sau era doar îndreptățit la dreptul de întâi născut? Știți că dacă ești posesor, atunci îl ai prin naștere și al tău. Și probabil că atunci îl poți vinde cumva. Dar dacă ești doar îndreptățit, înseamnă că
într-un fel oarecare, ai o anumită prioritate față de acest drept de întâi născut. Da. Nu este obligatoriu până la urmă ca dreptul de întâi născut să-ți aparțină. Cuvântul îndreptățit dă și posibilitatea aceasta de a eșua în a atinge dreptul de întâi născut, în a-l avea. De asta pun întrebarea. Dreptul de întâi născut este un drept la care era îndreptățit, Esau? Sau era posesiunea sa firească, naturală, prin naștere? Mă întorc puțin la Scriptură. După amiaza aceasta voi citi destul de mult, pentru că nu cred că e ceva mai frumos decât ceea ce pot prezenta din aceste perle ale Cuvântului lui Dumnezeu. Geneza 25 cu 27. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp. Iacob era liniștit, stătea acasă în corturi. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Rebeca însă iubea mai mult pe Iacob. Ce împărțire dureroasă! Vreau să întreb, după ce criterii s-au împărțit? Vom ajunge la momentul acesta și este dureros. Rebeca primise de la Dumnezeu acea viziune care spunea, fii atent, Iacov este alesul meu. Datorită mentalității, datorită modului în care se raportează la mântuire, la păcat, eu pot lucra mai bine cu Iacov. Esau nu conlucrează cu mine. El este atât de egoist, este atât de centrat pe sine însuși, încât pe el îl interesează doar instinctele lui, plăcerile lui, dorințele lui. El nu poate să fie modelat, el nu poate să fie limitat, nu? El este impulsiv în fața oricărei restricții, iar Dumnezeu vine cu restricții în viața umană, cu acele drepturi care au și responsabilități, adică, vezi, la căsătorie, relație de familie, cere sfat de la Dumnezeu. Ori Esau era incapabil să ceară sfat de la Dumnezeu. Aventura îl punea pe el întotdeauna să depășească orice limită și să n-aibă nevoie de niciun sfat. Ciudată dezvoltare a caracterului sub amprenta aceasta a aventurii. Rebeca iubea mai mult pe Iacob datorită faptului că privea cum se împlinea în viața lui Iacob planul lui Dumnezeu. Și vedea acolo cum se dezvoltă un caracter care se apropia mult mai mult de făgăduință decât caracterul lui Esau. Rămân asupra acestor aspecte pentru că mă întreb întotdeauna, oare noi suntem capabili să vedem dezvoltarea caracterului nu doar în copii, dar poate chiar și în noi înșine. Dezvoltarea caracterului nostru este după planul lui Dumnezeu sau este după planul și modelul aventurii sălbatice a lumii acestea? Între cei doi, Cuvântul lui Dumnezeu spune, Esau, fiind cel mai mare, era îndreptățit la dreptul de întâi născut. Rețineți termenul, era îndreptățit. Avea prioritate, dar nu însemna că era posesorul acestui drept de întâi născut. Dacă era îndreptățit la dreptul de întâi născut, cine trebuia, dragii mei, până la urmă să facă decizia finală în legătură cu acordarea dreptului spiritual de întâi născut? Cine? Mai ales că de acum înainte și până acum, evident, problema întâiului născut era o problemă de cultură locală. Se știa, s-a născut
primul, el va duce mai departe numele familiei. Dar în legătură cu Isaac și Iacob, erau gemeni. Erau gemeni. E adevărat că Esau se născuse primul. Dar dreptul acesta sau întâietatea aceasta era destul de relativă. Ei erau gemeni. Doi, din punct de vedere al dreptului de întâi născut, era un drept de întâi născut civil, recunoscut de toată lumea și de toată cultura Canaanului din zona respectivă sau vremii respective, dar zona aceea a dreptului de întâi născut spiritual era o problemă pe care trebuia să o recunoască tatăl. Tatăl trebuia să o recunoască. Problema era că Dumnezeu îi spusese lui Rebeca și îi pusese în vedere, fii atentă la cum se vor dezvolta cei doi, pentru că datoria voastră este să oferiți dreptul de întâi născut celui care, din punct de vedere spiritual, este compatibil cu aplicația spirituală a dreptului de întâi născut. Nu vă luați după statutul social, civil, al faptului că Esau este primul întâi născut și, de asemenea, din punct de vedere al caracterului, el este mult mai reprezentativ, mult mai outgoing, mult mai prezent în lumea politică a vremii lui, lumea socială a vremii lui. Era prezent pe munți, era prezent pe câmpii, era viteaz vânător înaintea semenilor săi. Puțin mai târziu îl vom vedea căpetenia 400 de ostași. Iată-l că se afirmă din punct de vedere politic. Tatăl său vedea toate aceste lucruri și zicea, el este cel care va purta numele meu mai departe, în timp ce Rebeca se uita și spunea, dar nu seamănă cu Dumnezeu, celălalt seamănă mai mult cu ceea ce vrea Dumnezeu, portretul lui Dumnezeu e mai mult în Iacov. Și între cei doi s-a produs această rupere de percepție și de înțelegere, dureroasă rupere, rupere care se întâmplă deseori și în familiile creștine. Mă întorc la cuvântul era îndreptățit la dreptul de întâi născut. Esau însă nu avea nicio plăcere în legătură cu consacrarea, nicio înclinație spre viața religioasă. Și atunci, dreptul de întâi născut din punct de vedere social îi se potrivea, dar dreptul de întâi născut din punct de vedere spiritual era departe. Atunci, erau două lucruri, dreptul de întâi născut și binecuvântarea. Marea bătălie era în legătură cu binecuvântarea. Marea bătălie. Dar binecuvântarea nu se putea lua fără dreptul de întâi născut. Așa că Iacov, care dorea lucrurile acestea împreună cu mama sa, se vedeau într-o situație foarte încurcată. Cum să facă? Dumnezeu vorbise, dar tatăl lor mergea în direcția firească a lucrurilor. Cerințele care însoțeau dreptul spiritual de întâi născut erau pentru el, pentru Esau, nedorite, ba chiar o restricție urâtă de el. Legea lui Dumnezeu, care era condiția legământului divin cu Abraham, era privită de către Esau ca un jug al robiei. Hotărât să-și împlinească poftele, nimic nu dorea el așa de mult ca libertatea de a face ce îi place și poate chiar și, zic eu, eliberarea de sub restricțiile acestea ale dreptului de întâi născut. El va face lucrul acesta puțin mai târziu când va vinde dreptul de întâi născut, îl va vinde cu ușurință aproape de nejustificat. Pentru că te întreb, Doamne, de ce îl vinzi așa repede, așa ușor? El de multă vreme pătimise, în ghilimele, sub aceste restricții religioase. Pentru el puterea, bogăția, petrecerile, desmățul constituiau fericirea. El se fălea cu libertatea neîngrădită a vieții sale sălbatice și hoinare. În timpul acesta, Rebeca își aducea aminte cuvintele îngerului și citea cu o mai clară înțelegere caracterul fiilor săi, cu o înțelegere mai clară decât o făcea soțul ei.
Ea era convinsă că moștenirea făgăduinței divine era rânduită lui Iacov. Ea îi repetă lui Isaac cuvintele îngerului, dar sentimentele tatălui erau îndreptate asupra fiului său mai mare și el rămânea neclintit în planurile lui. Îndreptățit sau posesor? Îndreptățit. Era Isaac capabil să administreze dreptul de întâi născut între doi copii, dorind să vadă planul lui Dumnezeu în legătură cu care dintre ei era mai îndreptățit la dreptul de întâi născut? Era capabil Isaac de asta? Nu. Surprinzător. El rămânea neclintit în planurile lui. Aici, în momentul ăsta, Isaac dă dovadă de un om firesc foarte puternic. Dă dovadă că nici el nu se mai roagă lui Dumnezeu pentru călăuzire. Ce dureros! Aș vrea să ne oprim puțin aici, să ne uităm la casele noastre, să ne uităm la noi. Ne mai rugăm noi pentru călăuzire. Chiar dacă suntem în vârstă, chiar dacă copiii ne sunt mari, chiar dacă fiecare a mers cât de cât pe drumul lor, ne mai rugăm noi pentru călăuzire, pentru înțelepciune, pentru a ști cum să ne purtăm în relația cu ei, pentru a-i câștiga înapoi, pentru a deveni colaborator cu planul lui Dumnezeu, în dorința de a împlini planul lui Dumnezeu. Sunt multe lucruri care se pot învăța de aici. Un alt lucru care mă uimește este faptul că planul lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu i-a descoperit lui Rebeca, faptul că Iacob va fi fiul binecuvântării, această descoperire a planului Dumnezeu va fi o mare capcană pentru Iacob. Rebeca îi va spune lui Iacob lucrul acesta. Iacob va înțelege lucrul ăsta și va începe să-și dorească dreptul de întâi născut și binecuvântarea și toate privilegiile lui Esau cu orice preț. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: în timp ce prețuia binecuvântările veșnice mai mult decât cele trecătoare, Iacob totuși nu avea o cunoaștere experimentală a lui Dumnezeu, pe care totuși îl adora. Deși îl adora, îl iubea, dorea să fie în prezența lui Dumnezeu, nu îl cunoștea experimental. Și acest lucru l-a făcut pe Iacob să intre în această provocare ca într-o capcană față de care nu era pregătit de nicio culoare, de niciun fel. Satan lucrează cu înțelepciune pe multe planuri, cu un singur glonte, dacă poate răpune doi copii, este extraordinar. Dacă îl poate răpune și pe Esau, într-un fel, dar cu aceea situație să-l răpună și pe Iacov, este excelent. Și planul acesta a fost cât pe aici să se întâmple. Haideți să vedem. Versetul 29 din capitolul 25. Pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală. Esau i-a zis lui Iacov: dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba asta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceea i s-a dat lui Esau numele de Edom, adică roșu. Iacov a zis: vindem dreptul de întâi născut. Și așa e o povară, și așa nu prea stai acasă, și așa când vii acasă, tata te tot bate la cap. Dar unde ai fost la altarele noastre? Tu trebuie să fii aici, să conduci toată tabăra, în altarul de dimineață, în altarul de seară, în jertfele pentru păcat, în jertfele de mulțumire, trebuie să fii aici. Și tu ai plecat de 3 zile, de 4 zile n-ai mai fost acasă. Unde ai fost sâmbătă? Am fost împreună, la închinare, tu ai lipsit. Și de fiecare dată Esau se simțea apăsat, se simțea inconfortabil și Iacov îi spune: și așa, nu te interesează, dă-mi mie dreptul de întâi născut.
Și Esau răspunde, iată-mă, sunt pe moarte, la ce mai slujește dreptul acesta de întâi născut? Să fi avut Iacov un moment de depresie, să se fi jucat cu cuvintele, să arate doar că nu-i pasă, să fie rezultatul unor gânduri mai vechi, este un spirit de indiferență, un om bonom care spune, dacă tot vrei atât de mult, ia-l și lasă-mă în pace, că și așa mă descurc eu, nu stau eu în mila părinților mei, în mila familiei, am destulă putere să merg înainte. Despre asta să fie vorba? Cuvântul lui Dumnezeu folosește cuvintele acestea în dreptul lui Esau, nepăsător. Sunt pe moarte, strigă vânătorul nepăsător. Uite cum gândea Dumnezeu. Dacă ar fi răbdat puțin, ar fi putut găsi hrană în corturile tatălui său, dar pentru a-și satisface dorința de moment, el și-a vândut moștenirea plină de slavă pe care Dumnezeu însuși o făgăduise părinților săi. Tot interesul lui era pentru prezent. El era gata să sacrifice cerul pentru cele pământești, să schimbe un viitor bun pentru împlinirea unor pofte trecătoare. Vă rog frumos, luați fiecare din aceste cuvinte și treceți-le prin filtru personal. Poftele noastre, probabil nepăcătoase, care ne conduc viața și care ne fac la un moment dat să ne gândim doar la prezent, să nu ne gândim la Dumnezeu, fără să-L punem pe Dumnezeu pe primul plan. În credința aceasta pe care Dumnezeu a dat-o poporului său, mai ales pentru timpul din urmă, Dumnezeu a introdus un capitol special numit temperanță, pentru a elimina fenomenul Esau. Esau este prada poftelor bune. El n-a mâncat mâncăruri necurate, el a mâncat o ciorbă de fasole roșie. Lindă, mă rog. Este ceva corect. Și totuși pentru aceasta, el și-a vândut dreptul de întâi născut. După ce a scăpat de dreptul de întâi născut, Esau a avut un simțământ de ușurare. Ce bine că am scăpat. Acum nimeni nu-i mai putea sta în cale. Acum el putea să facă ceea ce dorea. Pentru această sălbatică plăcere, această libertate greșit înțeleasă, cât de mulți își vând dreptul la o moștenire curată, nepătată, veșnică în ceruri. Fiind și mai departe supus atracțiilor lumești care izbesc privirile, Esau și-a luat două neveste dintre fiicele lui Het. Simplu. Dacă am scăpat de dreptul de întâi născut, măcar să mă bucur de cele lumești. Și deliberat de restricție s-a dus imediat și și-a luat două soții după gustul său. Ele se închinau la zei falși, idolatria lor era o pricină amară de durere pentru Isaac și Rebeca. Dar rețineți, la un moment dat Isaac face lucrurile acestea expre pentru ca să le aducă amărăciune în viață. În Geneza, capitolul 28, versetul 8, Esau a înțeles că fetele lui Canaan nu îi plăceau tatălui său Isaac. Și Esau s-a dus la Ismael. El a mai luat o nevastă pe lângă nevestele pe care le avea, pe Mahalat, fata lui Ismael, fiul lui Avram, sora lui Nebaiot, ca să îi facă în necaz. Ce tensiuni s-au născut în familia aceasta, ce durere. Esau călcase una dintre condițiile legământului care interzicea căsătoria între poporul lui Dumnezeu și păgâni. Cu toate acestea, Isaac era încă neclintit în hotărârea sa de a-i da binecuvântarea întâiului născut. Argumentele susținute de Rebeca, dorința puternică a lui Iacov pentru binecuvântare și indiferența lui Esau față de îndatoririle pe care le cumplidea acest drept, nu a avut niciun efect în schimbarea planului tatălui.
Aceasta este uluirea mea. Noi, în această rezistență vis-a-vis de planurile divine. Vorbim de premiul chemării cerești, vorbim despre faptul că trebuie să avem ochii deschiși, vorbim despre faptul că dreptul de întâi născut și binecuvântarea se dau de către oameni care evaluează caractere, evaluează personalitatea creștină a cuiva, poate chiar în familie. Recunoști faptul că un copil este mai ascultător, este mai aproape de Dumnezeu, celălalt este mai departe de Dumnezeu. Fiecare dintre ei necesită metode diferențiate. Într-un fel tratezi pe unul, într-un fel tratezi pe altul. În biserică la fel. Sunt oameni mai aproape de Dumnezeu, mai cucernici, sunt alții mai lumești. Într-un fel te raportezi la unul, într-un fel te raportezi la altul. Dar oricum, Isaac, adică tatăl, adică patriarhul trebuie să aibă ochii deschiși asupra ceea ce se întâmplă. Este cumplit să-l vezi pe Isaac că nu vede nimic. Parcă a orbit înainte să orbească. Parcă a orbit spiritual înainte să orbească fizic. Parcă s-a întâmplat treaba asta. Mă întreb deseori, bisericile, noi pastorii, suntem suficient de alerți? Avem noi ochii deschiși, suntem veghetori? Spre exemplu, ce fel de pastori suntem? Până la urmă, suntem firești, suntem duhovnicești. Bisericile, ce biserici suntem? Suntem biserici duhovnicești, suntem biserici firești. Dacă ar fi să-ți alegi un pastor, tu ca biserică, ce fel de pastor ți-ai alege? Ți-ai alege un pastor care prezintă bine de la amvon? Ți-ai alege un pastor care creează o politică în biserică și peste tot de primă mână? Sau ți-ai alege profetul acela la care te poți duce în momentul în care ai nevoie de un răspuns de la Dumnezeu? În momentul în care cauți să vezi care este sfatul divin, la cine alergi? Te duci la păstorul tău? Te duci la el în așa fel încât să-i spui, spune-mi ce zice Dumnezeu? Este răspunsul lui Dumnezeu de mare importanță în biserică? Sau este doar expunerea cuvântului lui Dumnezeu în predicile noastre de tip eseu, așa cum le ținem noi, astfel încât să împlinim programul de biserică? Asta este important. În momentul în care vorbim de lideri în biserică, are biserica ochii deschiși? În momentul în care vorbim de călăuzirea și de păstorirea bisericii, au liderii bisericii ochii deschiși? Sindromul Isaac, omul care nu vede și nu înțelege cui să dea dreptul de întâi născut, cui să dea binecuvântarea, el nu înțelege. Sindromul acesta este teribil. Cumva trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu pentru deschiderea ochilor, pentru că numai în felul acesta planul lui Dumnezeu cu biserica și cu noi poate să se împlinească. Argumentele susținute de Rebeca, dorința puternică a lui Iacov pentru binecuvântare, indiferența lui Esau, toate acestea nu au avut niciun efect asupra lui Esau, lui Isaac, pardon. Și el și-a ținut hotărârea lui de neclintit în a-l binecuvânta pe Esau. Dragii mei, dacă ar fi avut ochii deschiși și dacă într-o discuție directă cu copiii lui ar fi zis, uite, dragii mei, caracterul lui Esau este de felul acesta, caracterul lui Iacov este de felul acesta, eu cred că pentru viața spirituală a familiei noastre, Iacov trebuie să fie cel ce are grijă, iar Esau va fi fratele care se va ocupa de treburile de gospodărie, atunci Isaac ar fi evitat criza teribilă de care ne apropiem acum cu pași care mă fac să mă sperii. Deci, dacă ar fi avut această viziune și această putere,
Dacă i-ar fi despărțit și i-ar fi pus pe fiecare la locul lui, copiii ar fi înțeles. Esau și așa își dorea felul acesta mai pragmatic de a trăi și nu neapărat felul religios. Iacov, de o viață întreagă, dorea să fie preot în familia lui și nu putea. Și în felul acesta și-ar fi putut împlini dorința lui. Dacă lucrurile acestea ar fi mai clar prezentate în biserică și între noi, probabil că mult mai ușor unii dintre noi ne-am alege direcția și am fi mult mai mulțumiți, mai fericiți. Premiul este o problemă de viziune. Premiul chemării cerești este o problemă de dragoste. Este o problemă de spiritualitate. Nu puneți un premiu spiritual pe capul unui om care nu vede nicio frumusețe în viața spirituală. Nu faceți lucrul acesta. Puțin mai târziu, după ce Esau își vinde dreptul de întâi născut, capitolul 27 din Geneza este unul dintre capitolele cele mai triste din istoria biblică, momentul în care Esau, chemat de tatăl său, se pregătește să primească binecuvântare. Au trecut ani, bătrân și orb, așteptându-și moartea curând, Isaac hotărâ să nu mai amâne acordarea binecuvântării fiului său mai mare. De ce a amânat-o totuși? Datorită tensiunilor care existau cu Rebeca, datorită visului, datorită rugăciunii și răspunsului primit de Rebeca, datorită faptului că nu știa dacă face bine. Până la urmă, Isaac se hotărăște să meargă în puterea sa până la capăt, să-și binecuvinteze fiul cel mare, adică pe Esau. Cunoscând opoziția Rebecăi, a lui Iacov, el se hotărâ să aducă în taină la îndeplinirea această solemnă ceremonie. Ținând seama de obiceiul ca la o asemenea prilej să se dea o masă, patriarhul îi spuse lui Esau, du-te la câmp, adun vânat, fă-mi o mâncare, cum îmi place, ca să te binecuvinteze sufletul meu. Fiți atenți! De abia părăsise Iacob cortul tatălui său, între timp Iacob a intrat, s-a dat pe sine ca fiind Esau, are loc minciuna aceea despre care nu mai vreau să vorbesc foarte mult, Isaac este înșelat, rostește binecuvântarea și cu binecuvântarea luată, Isaac iese afară bucuros. Acum, Iacob iese afară bucuros. Abia părăsise Iacob cortul tatălui său că a intrat Esau. Deși își vânduse dreptul de întâi născut și întărise transferul acesta printr-un jurământ solemn, el era acum hotărât să pună mâna pe binecuvântările lui fără să mai țină seama de cerințele fratelui său. De dreptul spiritual erau legate drepturile temporale ale titlului de întâi născut, care îi dădeau conducerea familiei, cum și moștenirea unei părți duble din averea tatălui său. Acestea erau binecuvântările pe care el le putea prețui. Tată, scoală-te, i-a zis el, mănâncă din vânatul tău pentru ca să mă binecuvinteze sufletul său. Și acum apare momentul de dramă. Tremurând de uimire și suferință, bătrânul părinte, orb, află că fusese înșelat. Și acum fiți atenți. Nădejdile cultivate cu drag fuseseră nimicite. Simțea până adâncul sufletului deznădejdea ce trebuia să se fie abătut asupra fiului cel mare. Cu toate acestea, i-a străfulgerat în minte convingerea că mâna providenței a fost aceea care nimicise planul său și împlinise chiar lucrul acela
pe care el era hotărât să-l împiedice. El și-a adus aminte de cuvintele îngerului adresate Rebecăi și în ciuda păcatului de care Iacov se făcea acum vinovat, a văzut în el pe acela care era cel mai bine pregătit să aducă la îndeplinire planurile lui Dumnezeu. În timp ce cuvintele binecuvântării erau pe buzele sale, el simțise spiritul inspirației asupra sa și acum, cunoscând toate împrejurările, el ratifică binecuvântarea rostită fără voie asupra lui Iacov, spunând: l-am binecuvântat, de aceea va rămâne binecuvântat. Frații mei, aș dori să mă apropii de o concluzie finală în momentul în care mă întreb: Doamne, cum împăcăm în viața noastră supunerea noastră față de Dumnezeu cu planurile noastre pe care le iubim atât de mult? Isaac. Sindromul Isaac. Conflictul între slăbiciunile noastre și între planul lui Dumnezeu. Nenorocirea faptului că slăbiciunile noastre primează conduce la tragedii de felul acesta, în care se produc înșelăciuni, se produc traume spirituale care nu se pot rezolva curând. Esau va rămâne cu gândul să-și ucidă fratele până în momentul în care se va întâlni cu el aproape de pârâul Iaboc. Până atunci, Esau a fost hotărât să-și ucidă fratele. Vă dați seama cât de mult timp a cultivat el gândul uciderii. Cât de mult l-a măcinat lucrul acesta în interior. Cât de dur l-a făcut pe Esau acest lucru. Pe de altă parte, câtă vinovăție a stat pe umerii lui Iacov din momentul acesta până când va primi confirmarea iertării sale la pârâul Iaboc. Tragedii, ani de zile, care sunt așa datorită faptului că tatăl, Isaac, nu a făcut ceea ce trebuia să facă. Cu alte cuvinte, nu a avut ochii deschiși, urmând planul lui Dumnezeu, împotriva propriilor sale preferințe. Și preferințele sale au constituit slăbiciunea lui. Dragii mei, vreau să mă opresc aici cu această meditație. Meditația premiului. Viața noastră ne cheamă la a observa mâna lui Dumnezeu, la a observa binecuvântarea, la a observa blestemul. Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă, ți-am pus înainte viața și moartea, alege viața ca să trăiești. Este oferirea premiului lui Dumnezeu fiecăruia dintre noi, numai că trebuie să deschidem ochii pentru a urmări planul lui Dumnezeu și nu a urmări slăbiciunile noastre. Tuturor acelora care sunt în această zbatere între slăbiciune și între planul lui Dumnezeu, între cădere și între biruință, vă invit în după amiaza aceasta, haideți să punem înaintea lui Dumnezeu dorința noastră, strigătul nostru: Doamne, ferește-ne de sindromul Isaac, deschide-ne ochii și arată-ne premiul pentru ca să-l putem lua, să-l putem însuși și să putem beneficia de premiul chemării cerești pe care Dumnezeu ni l-a făcut în Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Vă invit la rugăciune. Tatăl nostru, în momente de reculegere, la sfârșitul acestui sabat, venim, Doamne, înaintea Ta, patriarhi în ale credinței, unii dintre noi cu părul alb, alții copii ca Iacov, ca Esau, cu experiența asemănătoare, dorind să călcăm pe urmele Tale, dorind, Doamne, să împlinim în noi voința Ta, dorindu-Te pe Tine. În același timp, mărturisim că în viața noastră sunt preferințe, sunt slăbiciuni. Există o tensiune între care sau în care noi trebuie să alegem între
tine și propria noastră plăcere și voință. Din lecția aceasta acestui bărbat, te rugăm frumos, ferește-ne de orbirea spirituală. Se seamănă atât de mult cu orbirea fizică, dar este mai teribilă. Deschide-ne ochii ca să vedem. Deschide-ne inima ca să iubim. Deschide-ne, Doamne, voința ca să te alegem. Să te alegem pe tine de plin, în ciuda oricărei satisfacții de moment. În numele Domnului Iisus, binecuvintează-ne, Părinte, și ajută-ne să avem această binecuvântare pentru totdeauna, de acum și până în împărăția ta. Amin.